Bună ziua, dragi elevi! Azi am pregătit pentru voi un exemplu de creare a unei animații 2D pe care am denumit-o Lasăniuș. Vă invit să urmăriți în continuare prezentarea pașilor pe care trebuie să-i parcurgeți pentru a crea și voi această animație. Animația a fost creată în aplicația Pencil 2D. Pencil 2D este un software gratuit cu interfață intuitivă, cu compatibilitate pentru sistemele de operare Windows, Linux și OS X. Aplicația are un design minimalist care vă permite să creați animații cu ușurință și poate fi descărcată de la adresa pe care în acest moment o vedeți pe ecran. Primul pas este pregătirea imaginilor. După cum observați, toate imaginile au fost descărcate de pe site-ul Pixabay. Avem nevoie doar de 3 imagini, cele pe care le vedeți acum. Imaginea cu omul de zăpadă pe sanie, cu brăduțul și un om de zăpadă simplu. Vă sfătuiesc să le salvați într-un folder pe care să-l denumiți Lasăniuș. Pentru a realiza această animație, deschidem din nou aplicația Pencil 2D. Din meniul File, începem cu importarea imaginilor. Căutăm folderul în care am salvat imaginile de care avem nevoie. Vom insera prima dată imaginea omului de zăpadă skior. Pe primul frame vom selecta această imagine și o vom muta în colțul din stânga sus. Rămânem pe primul frame și importăm imaginea brăduțului. Selectăm această imagine și o mutăm, o redimensionăm. O copiem cu ajutorul combinației de taste Ctrl și C, o lipim cu ajutorul combinației de taste Ctrl și litera V, o selectăm, o mutăm, o redimensionăm. Lipim din nou imaginea brăduțului, din nou o selectăm, o pregătim pentru mutare, o redimensionăm. Lipim din nou imaginea, continuăm aceleași operații, selectare. Utilizăm instrumentul de mutare, redimensionăm imaginea și umplem așa suprafața cu imaginea acestui brăduț, repetând operațiile, deselectare, redimensionare, mutare. Selectăm cu ajutorul instrumentului Move, o să o mutăm, o redimensionăm, o potrivim pentru pânza noastră. Mai adăugăm un brăduț pe care îl selectăm, îl pregătim pentru mutare,
îl redimensionăm. Am pregătit pârtia de schi, va ține din colțul stânga sus până în partea dreaptă jos a ecranului. În acest moment mai importăm o imagine a unui om de zăpadă. Ne întoarcem pe frame 1, îl selectăm. Îl mutăm. Îl redimensionăm. Și cam aici va fi finalul pentru pârtia de săniuș. Și acum ne asigurăm că suntem pe primul frame din meniul Edit. Copiem cu ajutorul opțiunii Copy acest frame. Executăm click pe butonul care are semnul plus pentru a adăuga un nou frame. Și mergem la meniul Edit și alegem opțiunea Paste. După cum observați, primul frame coincide cu al doilea, dar pentru a asigura animația va trebui să selectăm schiorul nostru și să-l mutăm un pic mai jos. Acum ne asigurăm că suntem pe frame-ul 2, mergem la meniul Edit, alegem opțiunea Copy, din nou mai adăugăm un frame, suntem pe al treilea frame, mergem la meniul Edit, alegem opțiunea Paste, selectăm din nou schiorul nostru și bineînțeles că îl mai mutăm. În acest moment ne asigurăm că suntem pe frame-ul 3, mergem la opțiunea Edit, alegem opțiunea Copy, mai adăugăm un frame. Din nou mergem la meniul Edit, alegem opțiunea Paste, selectăm și mutăm schiorul. În acest moment suntem pe frame-ul 4 pe care îl vom copia. Vom adăuga frame-ul 5 pe care vom lipi frame-ul 4 și din nou copiem schiorul și îl mutăm. Ne asigurăm că suntem pe frame-ul 5, alegem din nou opțiunea Copy, adăugăm frame-ul 6, lipim, selectăm schiorul și îl mutăm. Copiem acum frame-ul 6, adăugăm un frame nou, lipim ce am copiat, selectăm din nou schiorul și îl mutăm. De data aceasta a ajuns la final. Ne întoarcem pe frame-ul 1. De data aceasta vom folosi alt instrument, pensula. Selectăm instrumentul, alegem din paleta de culori această nuanță. Puteți alege și nuanța de gray sau de light gray. Și adăugăm câteva puncte care ar putea sugera nisoarea. La fel, procedăm pentru frame-ul 2 și pentru următoarele frame-uri. Ajungem la frame-ul 3 și adăugăm câțiva fulgi de nea. Procedăm în continuare la fel.
Ar fi bine să nu-i puneți în aceeași poziție, pentru că fiind în poziții diferite, va crea senzația de ninsoare. Puteți adăuga și pe brăduți. Cu cât mai mulți fulgi de neadăugați, cu atâta o să iasă mai frumos animația. Dacă sunteți talentați la desen, puteți să desenați cu ajutorul instrumentelor din zona Tools orice altceva pe aceste frame-uri. Și ne apropiem de final. Am pregătit scena. Să vedem acum, ne întoarcem la primul frame. Ne asigurăm că rulează cu 3 frame-uri pe secundă ca să se vadă frumos. Acționăm butonul play. Aceasta este animația. Nu uitați la final să salvați acest fișier alegând din meniul File opțiunea Save As. O să-l salvați tot în folderul Lasă News. Îi vom da denumirea corespunzătoare, adică Lasă News. Și apoi executăm click pe butonul salvare unei animații. Îi putem adăuga și un fundal sonor. Vă recomand să vă alegeți o melodie de pe site-ul Pixabay. După ce accesați site-ul de la adresa pe care o vedeți acum pe ecran, veți selecta una sau mai multe opțiuni din fereastra din stânga, spre exemplu, durata, eu am ales să fie maxim 30 de secunde, gen, dispoziție și așa mai departe. Apoi, ascultați pe rând melodiile care apar în fereastra din dreapta, iar când alegeți una dintre ele, o să observați că în fereastră, în dreapta jos, aveți butonul Download, executați click pe el și salvați această melodie în folderul Ursulețul Dansator. După ce am stabilit ce melodie vom adăuga acestei animații, deschidem aplicația Pencil 2D, deschidem și fișierul pe care l-am salvat anterior. Din meniul File, opțiunea Import, alegem Sound, ne întreabă dacă vrem să creăm un layer pentru Sound, executăm click pe acest buton, ne întreabă denumirea layerului, lăsăm Sound Layer, executăm click pe butonul OK, alegem melodia pe care am pregătit-o, selectăm fișierul din folderul în care am salvat acest fișier și executăm click pe butonul deschidere. Observați că deja avem layer-ul pentru sunet. O să încercăm să-i dăm un play în acest moment. Perfect! Acum vom exporta sub formă de film, movie, acest fișier. O să alegem folderul în care salvăm și o să-i dăm și denumirea, Lasă News. Extensia va fi, observați, MP4. Executăm click pe butonul salvare. Iar aici vom bifa opțiunea până se termină fișierul de sunet și apoi click pe butonul OK. Nu deschidem în acest moment filmulețul, pentru că o să vă arăt că puteți face export și ca GIF. La fel, trebuie să alegeți folderul în care salvați, să-i dați denumirea Lasă News. În acest moment, observați, extensia este GIF. Click pe butonul salvare și apoi click pe butonul OK.
Vă doresc succes în realizarea acestei animații.